Potrivit site-ului Gazeta de Dimineață, Ion Nemeș, directorul minei Livezeni, a fost reținut joi, 18 iulie, de procurorii DIICOT. Reținerea directorului unității miniere vine la circa 2 săptămâni de la momentul în care procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au descins la complexul energetic Valea Jiului, la mina Livezeni, mina Lonia, sediul PrestServ și domiciliile unor angajați, inclusiv acasă la directorul general. Doi polițiști l-au condus pe directorul minei la spitalul din Deva pentru verificarea medicală impusă de statutul de reținut și apoi a fost condus la locul de reținere, mai consemnează jurnaliștii din Valea Jiului. Pontaje fictive, angajări cu bani, ajutor de stat folosit în alte scopuri, angajați care lucrează în alte țări, concedii medicale suspecte. Minerii vorbesc despre practici ilegale instaurate în timp. Angajați care nu își mai dețineau cardurile ce erau păstrate de șefi. Oameni de afaceri care erau angajați la mină pentru a-și face vechime, dar ai căror bani erau încasați de șefi. DIICOT a confiscat din casele angajaților complexului energetic Valea Jiului sume mari de bani, telefoane, dar și aur. Se mai menționează în publicația Gazeta de Dimineață din Valea Jiului.